Campania de strângere de semnături împotriva majorării accizei la motorină și benzină a început oficial de vineri. Membrii Partidului Mișcarea Populară, împreună cu președintele Radu Cristescu, au discutat cu cetățenii județului Sălaj, care s-au arătat extrem de nemulțumiți de această măsură pe care guvernul, condus de premierul Ponta, doresc să o aplice începând cu data de 1 aprilie 2014. Uitați-vă, avem o campanie de strângere de semnături împotriva accizei care guvernul Ponta vrea să o introducă de la 1 aprilie. Știți că vrea să pună o acciză de 7 euro pe litru. Da. Sunteți de acord să se scumpească din cauza asta benzina și motorina? Nu. Dacă vă rugăm mult de tot, semnați alături de noi această campanie de strângere de semnături. Îmi spuneți numele dumneavoastră, vă rog? Blidar. Da. Dumitru. Ce părere aveți că se face această campanie? Credeți că va avea efect? Nu vor mai scumpi benzina și motorina? Asta nu putem ști. Sunteți de acord cu această măsură? Nu sunt de acord, pentru că cu cât o scumpesc, oamenii o să circule mai puțin și o să le scadă și consumul. Și nivelul de trai. Pentru că... Sunteți de acord să semnați împotriva acestei măsuri? Da. Semnați alături de noi pentru să punem pe masa guvernului. Dăm listă, te rog. Deci e o părere foarte bună, credeți sigur. Guvernanții vor ține seama de aceste semnături când vor ajunge pe masa lor? Păi ar trebui să țină seama dacă o să fie un număr foarte mare de opozanți. Se pare că sunt niște bani care o să fie sifonați în altă parte, e părerea mea. Părere bună din partea mea. Nu-i frumos. Salariile sunt mici la oameni și tot vor să scumpească tot. Dar credeți că guvernanții vor ține seama de faptul că se strâng atâtea semnături pentru a nu mări aceste prețuri? Eu cred că da. Un cretin. Un om pacui spinare. Mai bine ar umbla acolo unde au dat salarii de 10 milioane, nu la benzină. Și nu vreți să semnați alături de noi această campanie de strângere de semnături? Să-l facem pe, cum a spus, cretinul de Ponta? Da. Cretinul de Ponta să renunțe la această acciză? Păi nu poate să fie un om demn de societatea românească la ceea ce face. Biruri pe țărani. Benzina merge în toate prețurile. Așa și este. În alimente Acest și este tot. Este o campanie inițiată de Partidul Mișcarea Populară. Cam scumpe, în fiecare an scumpește de 2-3 ori benzina. E scump benzina. Credeți că vor ține cont guvernanții de faptul că se vor strânge semnături pentru a nu se scumpi? Da, poate că ar trebui să se considere și ei, să oamenii are salari puțin și prețurile să fie mai mici. Sigur. Începând de azi, vineri, campania se află în plină desfășurare. Unde veți fi în următoarele zile? Voluntarii, militanții Partidului Mișcarea Populară vor fi prezenți de astăzi înainte în fiecare stație PECO din oraș, din județ, duminică în târgul de mașini, în supermarketuri, în piețe, pe stradă, între cetățeni. Această campanie e intitulată Ponta te arde cu pompa, atenție, cresc prețurile. Este menită să strângă 1 milion de semnături la nivel național. În județul Sălaj sper să strângem 10-15 mii de semnături pe care le vom depune pe masa plagiatorului Victor Viorel Ponta, acestui guvern anticetățean, acestui guvern care dorește prin acești bani, prin această taxă să bage bani în buzunarele baronilor locali pentru alegerile europarlamentare și prezidențiale. Noi sperăm că pe 16 martie, când vom încheia această campanie cu un mare meeting la București, să depunem aceste liste pe masa guvernului Ponta și care ne arde cu pompa și să sperăm că vor renunța la această acciză care sărăcește românul.